Bună ziua! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass-media, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, stimați locuitori al orășelului Vadul-Vodă, pentru că mesajul de astăzi este în primul rând pentru noastră. Dragii mei, n-au trecut multe zile de la ultima noastră conferință și ultimul meu apel către toți concurenții electorali în campania electorală locală pe care va avea loc pe 5 noiembrie, să fim corecți, să avem o campanie civilizată, să ne respectăm unul pe altul, să avem un dialog constructiv, să vorbim despre problemele reale ale municipiului Chișinău și localităților sale și să lăsăm loc de bună ziua. Asta a fost apelul meu de acum 2 zile. Ori, imediat ce am făcut apelul, am avut niște surprize și mesaje foarte necalitative, să zic așa, foarte dure din partea unor concurenți locali în Vadul Vodă. Eu sunt Ruslan Codreanu, sunt candidat la primăria municipiului Chișinău din partea blocului electoral Ruslan Codreanu. Alături de mine este Eugeniu Cebotari, candidatul din partea blocului Ruslan Codreanu pentru Vadul Vodă. Așa cum am zis, totdeauna noi suntem o echipă mică, noi suntem cei mai transparenți, suntem cei mai profesioniști, suntem integri și tot timpul v-am răspuns la toate întrebările, unde ne-ați chemat acolo în localitățile noastre, în sectoare, pe străzi, în suburbii. Noi am făcut public bugetul nostru și am zis că noi vrem o campanie corectă, transparentă și integră în care să fie competiții de idei, competiții de probleme și de soluții de rezolvare în municipiul Chișinău. Noi nu avem ce ascunde. Noi tot timpul am zis că nu concurăm și nu dezbinăm, noi venim cu mesaj de unire. Noi nu avem bugete de milioane, nu avem pe nimeni în spate, totul este foarte transparent din donații și noi le-am făcut publice, ca fiecare dintre voi să știe din ce își face campania electorală Ruslan Codreanu, blocul electoral Ruslan Codreanu cu colegilor. Eu am să mă refer la o situație concretă în Vadul Vodă, unde are loc un abuz din partea actualului primar, pot să zic că actualul primar, chiar dacă e suspendat, un abuz din partea poliției la sesizarea primarului, care nu a făcut nimic decât să sperie puținii voluntari care au susținut pe Eugeniu Cebotari în Vadul Vodă, care vor o schimbare, care vor un Vadul Vodă dezvoltat, care vor o localitate aerisită, care vor un Vadul Vodă mai prosper pentru toți locuitorii orășelului Vadul Vodă. Și eu acum mă adresez către voluntarii noștri în Vadul Vodă. Nu vă lăsați intimidați. Nici de poliție, nici de primar, nici de resursele administrative, nici de banii cuiva. Voi sunteți cei mai buni în ceea ce faceți prin faptul că îl susțineți pe Eugeniu, pentru că Eugeniu astăzi împreună cu voi reprezintă schimbarea în Vadul Vodă, schimbarea care va veni după 20 de ani. Noi și în conferința de lansare am mulțumit actualului primar de Vadul Vodă pentru activitatea lui în 20 de ani. Dar noi suntem ferm convinși ca tineri cu viziuni noi care își dorește o localitate mai aerisită, o localitate cu turiști, o localitate dezvoltată din punct de vedere economic, o schimbare. Și pentru noi, Eugeniu reprezintă schimbarea asta în Vadul Vodă. Eu am să-i ofer cuvântul lui Eugeniu ca să vorbească concret despre ce s-a întâmplat în Vadul Vodă și mai devenim. Mulțumesc frumos! Eugeniu, te rog. Bună ziua la toți! În prim plan, orașul Vadul Vodă, unde am luat decizia să candidez la funcția de primar, avem o situație foarte neplăcută și constă situația. Luna trecută, reprezentantul din echipa noastră a mers să informeze populația din orașul Vadul Vodă cu plante informative. De genul dat. Este toată informația. Că este informativ. La momentul de față noi avem o situație, ne-am trezit că fostul primar a venit cu plângeri la poliție și voluntarii noștri sunt chemați la poliție să le pui amendă de la 2 la 6.000 de lei. Noi înțelegem foarte bine că nu suntem noi cei mai mari profesioniști. Chiar vă spun și altceva. Din start eram gata să achităm amenda. Ni s-o dat așa frumos că mai bine achitați-o, că nu e așa de mare, să nu umblem noi pe drumuri. Iată-le procesul verbal. Noi am luat decizia să mergem pe cadrul legal și să demonstrăm că noi n-am încălcat absolut nimic și noi nu ne temem de fosta guvernare de 20 de ani din orașul Vadului Vodă și echipa noastră a să meargă și a să lucreze cu fiecare cetățean în parte și a să demonstreze procesul verbal de genul dat care a să mai apară, oricare îți gândesc să le mai scrie
ni s-a dat de înțeles că mai sunt încă 4 persoane cui vor să-i facă așa proces verbal, numai că să ne închidă cumva gura. Este un abuz. Este un abuz, este, părerea mea, chiar și o rușine, că nu este corect. Nu este corect. O echipă tânără care s-a implicat în viața de zi cu zi a orașului Vadului Vodă, care posibil că nu cunoaște toate momentele legale și au fost de acord să achite amenda asta, dar le mulțumim echipii lui Ruslan Codreanu că la timp a intervenit și pe cazul ăsta vom face regulă. Și legat de echipa noastră, au spus-o clar, chiar și amendă, chiar și două amenzi. Noi oricum mergem pentru a schimba lucrurile mai bine să fie cum a fost. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Eugen! Eu ce vreau să concretizez la sfârșit? Procesul verbal care prevede amenda de la 2 până la 6.000 de lei nu face nicio referire la vreun articol din cadrul legal. Deci foarte clar să fie pentru toată lumea. Cecul a transmis niște atribuții către poliție, ca poliția să verifice legalitatea campaniilor de informare și campanii electorale politice. Dar ce acum? Așa cum instruiește toate partidele, mari, mici, pe toți îi cheamă la instruiri, pe finanțe, pe deschidere de conturi, pe trezorieri, pe reprezentanți, au uitat să instruiască poliția. Și asta este un abuz mare din partea poliției, care nu și-a instruit efectivul pe toată țara și care comit abuzul la nivel local. Noi avem sute de candidați la primării. Noi avem mii de candidați la consilii raionale și consilii municipale și consilii locale. Eu tare vreau să sper că poliția o să oprească aceste fără de legi și ăsta, în Vadul lui Vodă, Eugeniu, va fi singurul caz. Și tocmai asta ne motivează să facem un apel astăzi către Ministerul Afacerilor Interne, către Inspectoratul General de Poliție, către Procuratură și către CEC. Opriți-vă! Dacă nu v-ați instruit oamenii cum să lucreze în campanii electorale, nu intimidați pe oameni. Pentru că, repet, procesul verbal nu face referire la niciun articol ce au încălcat voluntarii în Vadul lui Vodă. Știți ce scrie în motivație? Au distribuit pliante ce conține publicitate politică. Păi, dar noi suntem în campanie electorală, dragii mei. Și foarte clar scrie pe pliant. Cine este designerul? Unde au fost tipărite? Câte pliante au fost tipărite? La care tipografie au fost tipărite? Ce s-a încălcat? Un proces verbal sub din deget, menit să intimideze concurentul cu cel mai mare șanse să dea jos și să schimbe lucrurile în Vadul lui Vodă, să intimideze tinerii, locuitorii din Vadul lui Vodă, de când poliția folosește mașina de serviciu să umble, să strângă pliantele informative prin Vadul lui Vodă. Păi noi ce facem? Eu încă o dată fac apel la toate organele menționate. În primul rând, Ministerul Afacerilor Interne. Ori vă instruiți efectivul, ori vă opriți de intimidat și de făcut abuzuri în localități. Și eu sper că ăsta este ultimul caz când un candidat la primărie, nu contează din partea cărui partid, poate fi și independent, este intimidat și de urma lui îmblă mașina de poliție și sperie voluntarii cu amenzi. Noi suntem mici. Noi nu ne permitem avocați și zeci de avocați să plătim companii de avocatură și juriști. De asta și Eugen a zis. Ei erau gata să duc să plătească amenzile pentru că ei mai bine ar prefera să fie acolo cu oameni din Vadul lui Vodă și să le povestească despre problema Vadul lui Vodă și soluțiile pe care le văd ei pentru Vadul lui Vodă. Nu să facă drumuri pe la judecăți. Dar noi vom merge și prin judecăți ca să demonstrăm că s-a încălcat legea în cazul nostru. Noi suntem blocul electoral Ruslan Codreanu. Eugen Cipotar este cel mai bun candidat în Vadul lui Vodă și eu încă o dată fac apel la oamenii din Vadul lui Vodă. Susțineți-l pe Eugen, că el va aduce schimbarea în localitate. Vă mulțumesc.